Asociația de părinți din cadrul Liceului Teoretic Emil Racoviță din Techirghiol au organizat un spectacol umanitar destinat sprijinirii unei familii din localitate, care se confruntă cu probleme financiare și de sănătate. Se desfășoară o acțiune caritabilă cu o strângere de fonduri pentru un băiețel care a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă, iar Asociația Părinților a Liceului Emil Racoviță s-a mobilizat în a face acest spectacol pentru colectarea de fonduri în vederea sprijinirii părinților pentru problemele grave pe care le are acest copil. Țin să le mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru și faptul că s-au gândit cu gândul la noi și la tot tuturor. Nici nu ne așteptam să ne ajute. Adică ne așteptam, dar nu așa în număr mare, nu așa. Și noi știm fiecare că toți avem greutăți acasă, toți avem fiecare anumite probleme, dar le mulțumim mult tuturor. Copiii au profitat de faptul că spectacolul coincide cu Halloween și s-au costumat ca atare. Cine ți-a făcut machiajul? O vecină. Și tu ce crezi, că e reușit sau nu? Da, e foarte reușit, mi-e place. Rămâi cu el până spre seară? Da. Vrei să sperii prietenii sau doar să-i amuzi? Da, nu știu, doar să-i amuzi, posibil. Pentru că nu e nici foarte fricoșător. Pe cine reprezinți tu astăzi așa frumos? Un zombi. Un zombi? Da. Cine ți-a făcut machiajul? Eu, acasă. Sigură? Da. Cât ți-a luat? 4 ore. Părinții tăi ce au zis, când stai singur închisă în cameră și îți faci machiajul ăsta? Au zis că am înnebunit. Vrei să-i sperii pe cineva? Da. Pe doamna. La final a fost organizată o tombolă cu premii și expoziția culinară Halloween Cakes.